Bună, dragile mele! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi am pentru voi un clip un picuț mai special, în sensul că vreau să vă povestesc despre un eveniment la care am fost, se numește Beauty Swap. Este organizat de Ani de la Beauty Barometer și ne strângem noi o grămadă de fete ca să facem schimb de cosmetice. Că sunt produse pe care nu le mai folosim, că sunt produse care nu ni se potrivesc sau pur și simplu nu le mai dorim și atunci le facem loc altora noi în viața noastră de bloggeri. Ce să facem? Că de asta, acum cam de asta depind cumpărăturile mele personal cel puțin. Mă duc și cumpăr branduri pe care vreau să le încerc, despre care vreau să scriu și așa mai departe. În fine, am să încep, că nu vreau să lungesc foarte mult acest videoclip. Aici, în punga aceasta, am produsele cu care eu am venit de la swap, adică Prada mea. Să vedeți cât de bine am negociat. Așa, să începem. Punctul forte, este acest fond de ten de la Charlotte Tilbury. Mamă, de când vreau să-l încerc! Și îți mulțumesc, Alina! De la ea l-am luat, de la Alina Vrânceanu. Ea l-a avut la swap și mi l-a păstrat. Îți mulțumesc, draga mea! Tot de la Alina am și un fond de ten MAC. Studio School, Sculpt. Am auzit numai lucruri bune despre acest fond de ten. Nu l-am încercat. Eu cu fondurile de ten MAC nu sunt neapărat cea mai bună prietenă, dar ce am încercat au fost ok. Na, cât am încercat eu. Mai departe, încep așa cu grei lor. De la o altă colegă blogăriță am luat acest blush. De la Artistry. Știți că iubesc brandul Artistry. Oh, și ce-mi place! Doamne, și ce-mi place! Deci e super! Partea asta poate fi folosită pentru conturare. Este suficient de deschisă încât să se potrivească chiar și iarna pentru conturare. Și partea aceasta este un roz natural, prăfuit, cu irizații glitterate, din ce-mi dau seama. Nu l-am încercat. Apropo, fondul de ten acesta de la Charlotte Tilbury, acum îl port. Credeți că mai am răbdare? Nu mai aveam răbdare. Așa, deci acest blush care îmi place maxim. De la Ani am luat loțiune tonică de la Elizabeth Arden. Chiar vreau să o încerc. De mirosit, miroase... nu floral, nu cine știe ce, miroase cam acurat așa. E un miros plăcut. Abia aștept să încerc, să văd ce și cum. Așa, mai am Tangle Teaser. Cred că am pronunțat corect. Eram foarte curioasă să o încerc. Da, e foarte tare. Să vedem dacă... Mi se pare un picuț cam dură mie, sincer. Perii aceștia mi se pare un pic cam duri, dar să văd... Cine știe, poate fi ea grozavă și... Nu încercam eu. Nu, e inadmisibil așa ceva. Mai departe, cum spuneam, vreau să nu țină mult acest videoclip. Altă piesă de rezistență de la swap, de la negocierile dure, este o paletuță la Dolce Vita, tot de la Charlotte Tilbury, tot de la Alina. Și pentru asta multe fete m-au invitat. Dar, fetelor, dacă sunteți cuminți, poate vă dau la următorul swap.
Acestea sunt nuanțele. Eu deja am pus ochii pe acest iluminator. Și super fină. Ca textură. Super, super, super fină. Deci e mătase. Mătase curată e. I love it. Așa. Două rujuri mate de la Pupa. Acum eu port nuanța 50. Știți, v-am mai arătat că aveam două nuanțe din colecția de Crăciun. E bine, și acum am mai luat două. Am mai făcut eu rost de două. Nuanțele sunt astea două. Aceasta este 50. Nuanța pe care o port. Și aceasta este nuanța 033. E un pic mai oranj. Super. Calitatea lor este foarte bună. Le ador. Nu mi-o sucă buzele. Acum, de exemplu, nici nu simt că am ruși pe buze. Ceea ce e super pentru mine. Să trecem mai departe. Am să le arunc înapoi. Na. Am luat și această pudră iluminatoare de la Melchior. Sunt chiar foarte curioasă pentru că arată așa fix ca pudrele Mineralize de la MAC. Am o pudră MAC și ar fi drăguț de făcut o comparație calitativă. Mai am acest ulei de păr de la Douglas. E bun la casa omului. Această apă micelară de la Jaya, pe care vreau să o încerc. Apă micelară cu alge. Chiar sună interesant. Chiar interesant. Abia aștept să o încerc, să o pun la treabă. Și ce mai am eu pe aici? Mai am material pentru blog. Un fond de ten Lasting Performance. Îmi place foarte mult acest fond de ten. Eu aveam o nuanță ușor rozalie. Așa că am făcut un schimb pentru una mai pe bej, natural bej. Baza de machiaj de la Max Factor. Am avut-o, să știți că nu m-a dat pe spate. Dar trebuia să fac așa un schimb pentru că Ștefania și-a dorit ceva foarte mult de la mine. Și am luat să fie așa un schimb echitabil. Și zero defecte de la Yves Rocher, pe care eu nu l-am încercat. Cumnata mea, în schimb, îl adoră. N-am avut curajul sau, mă rog, să-i cer așa să-l testez și eu. Motiv pentru care am făcut eu rost de unul și îl voi testa. Acestea sunt produsele pe care eu le-am negociat. Dar, ca de obicei, Ani ne dă și teme pentru acasă și material de schimb pentru următorul swap. În cazul în care nu ni se potrivește ceva. Așa că am venit acasă și cu ceva cadouri de la sponsori. Am să încep tot cu un machiaj din partea Flormar. Uitați cât de frumos este împachetat. Flormar mi-a picat așa. Uitați așa. Ok. BB Cream Powder Reborn. Este nuanța Nude Ivory. Ar trebui să mi se potrivească. Și o ojă. Uitați ce culoare frumoasă. Movilizat super. Super. Arată foarte bine. Mai avem o cană de la Digestive, McVitie's. E tocmai bine pentru că tocmai ce mi s-a spart cana de cafea, va înlocui aceasta. Deci o voi folosi cu drag. În partea Douglas avem așa. M-am uitat fugitiv, să știți, că nu am avut timp să stau să le desfac să mă uit la fiecare. Așa că o parte dintre ele chiar le vom descoperi împreună. Ăsta, Shower Foam. Deci e un gel de dus sub formă de spumă. N-am încercat, habar n-am cum este. Abia aștept să văd cum e.
Așa, o cremă de corp body cream, da, din aceeași gamă, gama proprie Douglas. Ia să vedem dacă putem să mirosim. Nu miroase pentru că este sigilat, dar au început să-mi placă cremele în borcanele astea așa mari. Și mai avem aici o mascara Devil Eyes. Wow, material pentru vinerea rimelată. Curând am să vă povestesc despre ea, promit că am să o testez ca să vedeți și voi dacă merită atenția sau nu. Mai departe, Melchior, ca de obicei, cu mesaje super frumoase, sharing your passion. Da, Melchior, suntem niște pasionate, chiar ușor obsedate de cosmetice, așa că mulțumim de cadou. Este aici așa, un flyer cu promoții, un alt mesaj, feel beautiful and loved, mulțumim, și avem aici așa, noutate, o nuanță nouă de lip pen, Bordeaux. Arată bine. Am să vă fac review pe blog. Sunt datoare și la nuanța Mystic. Sunt încă datoare. O pilă. Să știți că pilele de la Melchior mie îmi plac foarte, foarte, foarte mult. Mai am câteva. Deja am deteriorat două, de cât de des le-am putut folosi. Și sunt super. Și, evident, o mascara Space Volume Brown Mascara. Și acesta va intra la vinerea rimelată, evident. Mai departe. Din partea Optima Shop avem grijă de dantură cu o pastă de dinți și văd aici niște eșantioane de cremă de față. Da, cremă de față. Niște de Sensidian este produsul. Și un BB cream, un eșantion de BB cream. Abia aștept să văd cum sunt. Le voi testa, evident. Hai să păstrăm aici îngrijirea orală. Avem ceva și de la GAM. Mulțumim frumos! Avem periuță de dinți. A picat la țanc, chiar trebuia să o schimb, pentru că se apropie 3 luni. Și știți că periuța de dinți trebuie schimbată la 2, maxim 3 luni de folosire, pentru că altfel, în loc să vă curățați dinții, îi umpleți la loc de bacterii. Două paste de dinți. Una pentru respirație proaspătă și alta pentru întărirea smalțului. La fel, eșantioane, doamne, informații, flyere cu informații, mă scuzați. Sunt aici două periuțe de dinți, mulțumim, să-i fac cadou una și soțului, dacă este cu minte, numai dacă este cu minte. Așa, avem aici apă de gură din cele două game cu pasta de dinți. Avem ață dentară și o chestie foarte interesantă care mie îmi va fi de mare folos. Chestiile astea mici care de fapt sunt pentru zonele unde, de exemplu, eu fac tot timpul carii, aproape de gingie, să curăț bine spațiul interdentar. Foarte tare, mulțumim! Și atât am eu în punguță. Mulțumim! Mai departe, noi am pus pungi ca să le pot aduce acasă. Avem aici așa Andorien, care ne-a dăruit
un ulei aromat, miroase super bine. Încă nu m-am lămurit. Deci cum poate să miroase? Doamne, ce bine miroase! Nu m-am lămurit dacă e de păr, unghii sau masaj, dar miroase demențial, nu contează pentru ce e, că îl voi folosi. Avem și de la Apivita. Apivita ne-a trimis două eșantioane de mască. Mască de față cu grapes. Struguri. Mă scuzați. Da, cu grapes și... Haide că mai avem puțin. Avem și Herbalife, care la eveniment ne-au adus batoanele acelea de ciocolată cu lămâie, cu o grămadă de nebunii. Ideea e că acele batoane sunt înlocuitori de masă. Adică la ora 6 când a început evenimentul, majoritatea fetelor veneau de la servici, probabil înfometate, așa că Herbalife a avut grijă să nu leșinăm pe acolo. Mulțumim! Sunt super batoanele alea. Mamă, ce bun! Așa, și ei mi-au dăruit așa, un demachiant din gama Skin, despre care v-am mai scris pe blog. Bine ai venit, dragule! Mi-era dor de tine să știi! Și cutie cu fibre din măr și ovăz, este noutate Herbalife, abia au lansat-o. Am și eu informațiile, dar deocamdată nu le-am împărtășit cu voi, n-am mai avut timp. Dar clar este o sursă bogată de fibre. Am să încep să includ fibrele în alimentația mea zilnică. Și aici mai avem un cadouaș din partea Vectem. Emocold este o cremă de picioare, cred? Cred. Dar de genul... Da, pentru picioare obosite. Cremă cu extracte din plante pentru picioare obosite. Este de genul... Mamă, că nu mai știu cum se numește crema aceea. În fin. Deci este pentru picioarele obosite, te va răcoli, va pune sângele în mișcare și așa mai departe. Și câteva mini size-uri de produse ca să le mai încerc. Eu mai am. Să știți că le folosesc când merg în vacanță, călătorii în weekend, îmi plac. Sunt niște produse foarte bune, farmaceutice, adică au efect. Și sunt și foarte, au și un preț foarte bun și raportul calitate-preț foarte bun și așa mai departe. Deci și Vectem este un brand de luat în seamă. Atât pentru astăzi, dragilor. Sper să mai revin cu videoclipuri de genul acesta, cu Beauty Haul și ce am mai primit eu la testat și lucruri de genul ăsta. Asta ca să nu mă plictisiți de review-uri la fond de ten, dar am atât de multe fonduri de ten și tot vreau să scap, în sensul că vreau să împărtășesc cu voi cum sunt și iar voi să puteți alege în funcție de preferință, brand, efect, buget, absolut toate variantele care vă pot trece prin cap. Bun! Acesta a fost videoclipul pentru astăzi. Sper că m-am încadrat în cele 10 minute pe care mi le-am propus. Nu uitați să dați subscribe canalului și vă aștept la următoarele videoclipuri. Până data viitoare, te pup! Pa!